Suedia a confirmat primul caz de infecție virală cu variola maimuței înregistrat în afara Africii. Anunțul autorităților de la Stockholm vine la o zi după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia o urgență de sănătate publică de interes internațional, cel mai ridicat nivel de alertă. Persoana la care a fost depistat virusul s-a infectat în timpul unei deplasări într-o zonă din Africa. Variola maimuței se poate răspândi cu ușurință atât de la animal la om, cât și între persoanele ce au contact apropiat, cum ar fi atingerea, sărutul sau relațiile intime, precum și prin materiale contaminate, de exemplu așternuturi sau haine. Pe lângă febră și frisoane, simptomele variolei maimuței includ o erupție cutanată dureroasă, dureri de cap, musculare și de spate.